se dă șirul AN egal cu sinus de 1 plus sinus de 2 plus puncte puncte plus sinus de N supra N pătrat plus 2 și se cere să calculăm limita acestui șir. Pentru rezolvarea acestui exercițiu vom utiliza criteriul majorării, adică vom majora acest șir cu un altul, a cărui limită va fi 0, iar conform criteriului majorării, șirul dat va avea și el limita 0. Iată cum sună criteriul majorării, fie a n un șir, dacă există un număr real a și un șir bn, astfel încât modul din a n minus a să fie mai mic sau egal decât bn, și bn tinde la 0, atunci an tinde la a. Un caz particular foarte desutilizat este cel al șirurilor convergente la 0. Astfel, în cazul în care a este 0, atunci se obține următorul rezultat. Dacă modul din AN este mai mic sau egal decât BN și BN tinde la 0, atunci AN va avea limita 0. În rezolvarea exercițiului vom folosi acest caz particular și vom arăta că șirul dat este convergent la 0. Pentru început calculăm modul din AN, adică modul din sinus de 1 plus sinus de 2 plus puncte puncte plus sinus de N supra N pătrat plus 2. Știm că modulul unui raport este egal cu raportul modulelor și avem modul din sinus de 1 plus sinus de 2 plus sinus de n supra n pătrat plus 2. La numitor nu mai e necesar să scrie modulul deoarece n este număr pozitiv. În continuare vom aplica o altă proprietate a modulului și anume modulul unei sume este mai mic sau egal cu suma modulelor adică modul din x plus y este mai mic sau egal cu modul din x plus modul din y. Vom aplica această proprietate extinsă pentru n numere și obținem că șirul an este mai mic sau egal cu modul din sinus de 1 plus modul din sinus de 2 plus puncte puncte plus modul din sinus de n supra n pătra plus 2. Sinusul ia întotdeauna valori cuprinse între minus 1 și 1, deci modul din sinus de x este întotdeauna mai mic sau egal cu 1. Prin urmare, fiecare modul de la numărător va fi mai mic sau egal cu 1. Și având în vedere că sunt n termeni, fracția va fi mai mică sau egală cu n supra n pătrat plus 2. Am obținut astfel șirul n supra n pătrat plus 2. Acesta este șirul Bn din teorema de mai sus iar limita sa este egală cu 0, deoarece gradul numărătorului este mai mic decât gradul numitorului. Conform criteriului majorării, limita șirului AN va fi de asemenea egală cu 0.